L-ai înlocuit pe Lobons la debutul la echipa națională, nu? Da, da, da. Ce tare. Să-l ai idol și să poți, da. Și să poți să-l înlocuiești chiar pe el. Și asta la națională, cum ai primit? Prima convocare sau primul telefon? Mai ții minte ce făceai? Da, eram la Craiova. Aveam meci decisiv cu Oțelul Galați. Dacă noi câștigam, rămâneam în Liga 1, aveam 19 ani, cred. 19-20 de ani. 19 ani, da. Și înainte de meci m-a sunat vicepreședintele nostru și mi-a spus că Silviu a fost convocat pentru acțiunea echipei mare a Naționalei României, pentru, nu știu, aveam 3 meciuri amicale. Și am fost, vă dați seama, extraordinar de încântat, extraordinar de fericit și am avut un moral foarte bun pentru meciul care a urmat. Am și reușit să câștigăm cu 3-0 și am rămas în prima ligă. Ce ți-a zis tatăl tău atunci? Sau primul, cel mai important sfat pe care ți l-a dat? Bănuiesc că era foarte mândru de tine, că ai reușit să ajungi la echipa națională, să-i calci oarecum pe urme. Da, bine, asta cu sfaturi, eu n-am crezut niciodată în sfaturi, pentru că, na, până la urmă sunt cam aceleași de la toți, să fii serios, nu, dar cu tata am avut mereu conversații extraordinare despre fotbal și nu le-am luat neapărat ca pe sfaturi, dar le-am luat ca lucruri pe care eu, după care eu trebuie să mă ghidez. Și după fiecare eveniment, fiecare discuție pe care o am cu tata despre fotbal, eu cred că este una din care mereu și acum am ce să învăț. Pentru că experiența lui în domeniu este una foarte vastă. Corect. După Craiova ai dat peste o gașcă senzațională acolo la Astra, nu? Nu discutăm condițiile financiare, economice și așa mai departe. Noi discutăm despre ceea ce s-a întâmplat pe teren și ceea ce s-a petrecut cu echipa aia. Da, nu știu, când am fost eu la Astra, condițiile au fost extraordinare, din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere am avut condiții extraordinare acolo, la Astra. Dar gașca atunci se forma. Mi-aduc aminte că era un proiect să se ia cam cei mai buni tineri din țară și media de vârstă să fie cam 21, 22, 23 de ani. Am ajuns la Astra la 21 de ani și atunci începeau să formeze o echipă. Mi-aduc aminte că primul an am terminat pe locul 8-9. Oricum, era ok pentru o echipă care era mereu la retroadare. Și după aceea, în al doilea an, am început să avem performanțe. A fost promovat și Budi, am venit cu Valerică, Bărboianu, era Takayuki care era deja acolo. Am avut încet, încet, am făcut o echipă destul de bună în al doilea an și o echipă foarte tânără. Budescu, personaj de atunci? Foarte simpatic personaj de atunci, da. Deci de mic copil, cum spun cântecele, el așa a fost. Bine, l-am cunoscut pe Budi la Național Under 15, cred. Aveam 14 ani. Da, și acolo ne-am împrietenit. Și nu ne spune tot așa era? Vorbesc serios, tot așa era dintotdeauna? Așa era dintotdeauna, da. Nu s-a schimbat absolut deloc. Așa era de când era micuț. Mi-aduc aminte o întâmplare cu el. Aveam meci, jucam în Italia, jucam cu... Noi eram Naționala Under 15 și jucam cu Juventus Under 17, ceva în genul ăsta, la un turneu. Și jucam la 2, era extraordinar de cald afară și vorbeam cu Budi. Budi, avem meci acum, nu știu ce. Mamă, ce cald e afară, sper să nu mă bagi ăsta. Deci personaj dintotdeauna. El... Îi plăcea să alerge mult. Era, da. Un talent incredibil. Un talent incredibil. Senzațional. Silviu, cum ai spus tu, o echipă tânără în formare, dar cineva a trebuit să aibă răbdare și a avut răbdare cu voi, nu? Pentru că acum această răbdare a cam dispărut din fotbalul românesc. Aduce antrenori și 3 jucători și în 2 săptămâni trebuie să apară performanțele. Da. Domnul Niculae, la vremea respectivă, eu când am semnat cu Astra, mi-a pus în față un plan.
la momentul respectiv eu aveam o ofertă din prima ligă din Franța, de la Evian, și eram cam 50-50. Voiam să am și o experiență în străinătate. Dar când am mers la dânsul în birou, mi-a pus în față un plan pe 5 ani de zile, și în care primul an era să-și facă echipa, al doilea an trebuia să-și termine stadionul și din al treilea an să începem să creștem. Și a fost totul exact așa. Ne-am consolidat, ne-am sudat într-o echipă bună în al doilea an. Cred că în al doilea an am terminat pe locul 4. După aceea am menținut același schelet de 7-8 jucători, toți cam la vârsta de 22-23 de ani. Au mai venit câțiva străini buni și foarte buni. Și după aceea am început să avem performanțe. Am fost cam aceeași echipă, cam 4 ani de zile. Nu erau extraordinar de multe schimbări. Și acest lucru a contat extraordinar de mult. Iar ca antrenor, la fel. Am avut, cred că în 4 ani de zile, 2-3 antrenori. Cum a reușit Marius Mudică să vă țină, să țină toată această gașcă nebună unită și să vă facă să faceți performanțele respective? Care era secretul? Cum îl făcea pe Budescu, spre exemplu, pe Alibec? Cum îi făcea să joace? Că știm cu toții, nu prea le plăcea să se antreneze. Nu, dar dacă ești un om inteligent, poți să scoți maximum de la orice jucător. Și Șumi știe să facă acest lucru. Și înainte lui Șumi am avut pe Daniel Isăilă, care la fel este un om inteligent și un antrenor foarte bun. Dar Șumi a știut mereu unde să umble la caracterul și la moralul fiecărui jucător ca să-l facă să dea 100%. Dar până la urmă cred că atmosfera care era în afara terenului la Astra a fost mereu extraordinară, pentru că ne cunoșteam de atâția ani și ne cunoșteam atât de bine, ne cunoșteam, ieșeam în oraș cu prietenele, cu soțiile. Mi-aduc aminte că era tradiție ca o dată pe săptămână, cel puțin, să ieșim după antrenament și să stăm la masă, să povestim. Stăteam, cred că, 7-8 ore. Aveam antrenament marți dimineață la 10. După antrenament, toată echipa ieșea cu soția, dacă aveai soția acolo, dacă aveai prieteni, dacă nu singur, ieșeai și povesteai, povesteam, Na, era o atmosferă deosebită acolo. Grătarul, cine îl dădea grătarul? Grătarul pe final a venit. Mi-aduc aminte, a luat Budi din Cipru un fel de rotisor, nu știu ce a luat, un rotisor mai mare, sau avea mai multe utilități. Și am început în ultimul an, cam după fiecare antrenament, că nu aveam masă acolo la Ploiești, să ne facem noi masa. Ce tare! Deci un pic profesioniști, da. N-ați umblat așa oricum. Da, da, să știți că sunt lucruri care ajută foarte mult echipa. Da. În ziua de azi, nu cred că se mai practică aceste lucruri, pentru că fiecare vrea să ajungă cât mai repede acasă, nu se mai implică foarte mult în relațiile cu colegii și acest lucru dăunează, pentru că stând atât de mult cu un om, până la urmă, chiar dacă nu-l placi, ajungi să-l accepti, ceea ce este cel mai important. Și atunci, în teren, când el greșește, parcă nu-ți mai vine să-l dai în mama lui. Îți vine să-l ajuți și așa se formează acea unitate. Pentru că vă dați seama, am ajuns Astra dintr-o echipă care se lupta la retroadare să învingă pe Lyon, să învingă pe West Ham, să se lupte, să facă egal cu Roma, să bată pe Celtic, adică să se ia la trântă cu marile putere ale Europei. A fost ceva extraordinar ceea ce am reușit acolo. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!